Salut toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Brawl Stars. Bine, fraților, pe episodul de astăzi vreau să vă arăt ce nouă achiziție am făcut. Îl vedeți și voi aici, este Patrick, skinul Patrick pe Buzz. Ei bine, vedeți, eu am 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cu ăsta 7 skinul pe Buzz. Chiar dacă nu am mai jucat cu el de mult timp, nu puteam să ratez ocazia asta pentru că îmi plac prea mult skinul. Și la skinul acesta am primit și această iconiță foarte, foarte tare, uitați-o și voi. O să vă las imediat ceva, să vedeți când l-am luat. Time to make a splash. Și acum că ați văzut, cred că putem să continuăm un pic. L-am luat, făcusem bănuții și mai îmi trebuiau fix 110 bănuți. Știți asta din ultimul episod, pentru că v-am și spus. Mai trebuiau fix 110. Dar de-abia după am aflat că pot lua cu gemuri și m-am dus repede să-l iau. Pentru că na. Așa că, da, haideți să facem aici. Dăm play. Sunt curios, n-am jucat niciun match. Am vrut match, au și la mine. Niciun match. M-am așteptat neapărat să joc pe video, să vedeți și voi. Sper că o să fie totul ok, sper că se mișcă bine. Sunt roșii să o întreba ăștia, cum a făcut el oare atât de repede să își ia ăsta? Așa, ia uite ce pin mișto am, am uitat să vă arăt și pinul și mai am un pin tot de la el ăsta cu plankton. Mișto pinul, ia, ultimata e schimbată. Bă, pare schimbată, dar nu-mi dau... Am mărit din prima. Are animație. Mamă, trebuie să ne uităm dățile viitoare la animațiile astea, că-s curios. Sunt curios dacă chiar am meritat 8000 și de bănuți plus 1000. Hai să zic 1000 de bănuți de aia, classic cash. Și câteva gemuri, nu mă știu, am dat. Mamă, animația de hit. Uitați și voi ce animație mișto de hit are. Să mă apucă, animația asta de hit e faină rău de tot. Ia. Nu știu dacă s-a văzut că am dat eu pe rază micuță. Era raza asta mică, ia. Vedeți? E casa lui SpongeBob. Voiam să zic cu ananas prima oară, dar acum am văzut că e fix casa lui SpongeBob, ia. Hai că m-am dus pe ăsta din greșeală și am murit. De nu pierd eu toate trofele, ia. Se bagă în casă, se lipește de casă și intră înapoi, what? Ce tare, lol. Aia, ce interesant. Interesant, chiar dacă pierd, cred că o să pierd cam multe trofee. O să mai fac un video la următoarele skinuri. O să fac câte un video pentru fiecare skin pe care îl iau. Când o să termin Brawl Pass-ul, pardon, atunci o să jucăm și cu Mortis, cred. Sau o să fac un video separat, pentru că eu în momentul de față strâng toate levelele la Brawl Pass ca să fac un video, fraților, înțelegeți? Deci de aia o să mai vedeți că mai am chestii de colectat, în caz că v-ați întrebat sau habar nu am. Să mă duc repede aici. Adică m-am prins și eu. Bă, animațiile sunt șmecheri. Poți să-și zvară pinul. E cu plankton care controlează ceva. Cred că ăsta s-ar potrivi mai mult pe skinul pe Daryl. Skinul acela cu... Nu știu cum se numește exact. Cu robotul ăla al lui plankton. Ia, hai să încercăm să mai facem și noi. Mai tragem și noi aici. Să facem măcar locul 4 ca să văd și eu animația aia de win. Ia. Hop, prietenul meu de pe Facebook. Ah, shit. Ok, dacă mai... Dacă îmi fac ultimata, cred că m-aș putea duce pe el. Ăla-i. Bine, mă. Bun, frate, ne facem și noi astea înapoi. GG. Acum am și un motiv să mai pușez brawleri. Oricum, Buzz îmi place. L-am pușat mult de când... A făcut un instant fără să fac ceva. Ok, animația de win e ok. Iese din casă, are un pic sens. Interesant. Ia un trofeu am făcut, nu? Frate, deci imaginați-vă și voi un trofeu. Ia, am făcut și noi aici? N-am făcut. Ce am free pe shop? Sunt curios. Ok, de ăștia. Dă-i încoace. Nu prea aș vrea să mă bag la alte game mode-uri, că... Pui mei, n-a ce să mai zic și acum. Hai să ne băgăm la de-astea fără trofee, ca să nu mai pierd trofee, că na. Oricum o să facem, deci garantat la Mortis și SpongeBob o să facem video legat de skin-urile astea. SpongeBob-ul luăm gratis, Mortis-ul din Brawl Pass, nu știu la următoarele. Garantat am 3 skin-uri. Încă două practic tot cu ăsta, adică SpongeBob-ul și Mortis-ul, însă
SpongeBob și Morty. S-a sunat cam ciudat. SpongeBob și ăsta, cum se cheamă, Calamar. Am trio-ul legendar, dar o să mai întrebuiască Sandy, Plankton și Mr. Krabs. N-am net bun, se pare. Pare rău, frățul. Hai să vedem. Să mă știu dacă câștigăm meciul ăsta, ia. Hop, hop. Aba, Mortișe. Good Blow îl cheamă pe ăsta. What? Ce-l cheamă așa? Dar m-am prins de el. Da, skin-ul ăla pe Daryl mai e interesant din câte am văzut. Am dat de un băiat cu el în meci și mi s-a părut destul de interesant. Dar problema e că dacă n-ai gym-uri, nu știu cum o să faci tu rost de alea, că nu prea ai cum. Din alea daily faci cam greuț ce-i drept. Altfel nu prea ai cum. Mamă, ne-au rupt așa, sunt la picioare, ne-au cocoșat. A, este. Sunt slab la jocul ăsta și trebuie să recunosc că Assassin îmi pare rău, frate, dar nu pot să joc cu tine acum. Nu știu cine e băiatul ăsta, dacă vede video îmi pare rău, bro. Și am făcut aici, am făcut aici. Avem deja 10 reward-uri, iau-te, avem garantat pe video la un brawler. Aici am luat tot că era, a fost pe videoclipul trecut, dar vreau să terminăm brawl pe sol, deschidem gen tot pe un videoclip, fraților. Uite, mai dăm un match de ăsta, că why not? SpongeBob SquarePants. Mă, melodia, bro, de ce nu mă bagă match? Așa, melodia asta e faină, rău, să-mi bag picioarele. Hai să vedem. Ta-na-na-na. Ladus, ia uză-l. După mai băgăm niște showdown, frasul. Hai să vedem. Bă, pinul ăsta e destul de interesant, sincer să fiu. What? Ce naiba am făcut? What? Ha, ce mișto! Bro, prea nu știu de alea, what? Trebuie să vezi și voi ce mișto sunt astea. Când dau hit, sunt 5 bule, cred. Nu știu ce sunt exact. Cred că bule ar fi. Arată interesant, rău. Ok, n-am avut ăla, să-i dau freeze. Adei, vină cu ace. Mam, perfect timing direct, ești nebun. Perfect timing să-mi bat picioarele. Bă, ce nu-mi place și ce sincer m-aș fi gândit că o să bagi la un skin așa. Ai, am făcut bun. Nu-mi place că n-are vocea schimbată, are 5 voce de bază, efectiv. Hai să mai băgăm desigur, frate, și un match de duo showdown și aici după meciul ăsta o să ne oprim pentru că videoclipul acesta o să fie mai scurt, să vă și explic de ce. Nu am ce să joc prea mult cu skin-urile astea pentru că, bro, sunt niște skin-uri, ne uităm, vedem cum sunt și așa mai departe. Ce naiba mă fac aici? Așa, ne uităm să vedem cum sunt și așa mai departe, facem un mic review la ele, o părere, dacă se merită sau nu, de-aia mă și grăbesc să le iau, pentru că poate mulți dintre voi vreți să vi le luați și habar n-aveți dacă se merită sau nu. Dar sincer, skin-urile astea, poate, indiferent de battle pe sau nu, de brawl pe, pardon, se merită să vă zic de ce din punctul meu de vedere, pentru că sunt skin-uri dintr-o colaborare, gratis într-un fel sau altul toate, pentru că poți să le iei gratis, cel puțin, unul, adică SpongeBob-ul, iei gratis. Plus, ce mai poți lua cu Krusty Cash și Sio retardat aici și mă plimb ca prostul. Și cred că poți să mai iei un skin sau ceva de genul. Să-i Krusty Cash din Brawl Pass, cred că faci aproape acolo să-ți iei. Mai depinde, eu unul Brawl Pass-ul trecut am strâns e-sprep pentru acest event. A, du-te, n-ai, du-te mă de aici că n-ai cum, du-te brodere. Du-te, frate, de aici, că n-ai cum așa ceva. Deci nu se poate, frate, i-am băgat freeze și era în ăla, bro, că fix, deci fix când s-a băgat în ăla și a dat freeze. Fix când i-a dat freeze s-a băgat în ăla, pardon. Da, nu se poate, ireal. Ok. Ah, shit! Mi se era în alt buș. Ok, greșeala mea, îmi pare rău. Bă, nu-s prea bun la jocul ăsta, ce-i drept. Nici n-am net prea bun, ce-i drept. Aia nu știu ce, doar pe Brawl Stars n-am net. Dar în fine, și nu știu de ce se văd bările astea așa albe pe jos, pe aici. Nu știu de ce. Hai că am pierdut. Bro, există pin cu maimuță. Da. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi cu noul skin pe Buzz. După mine se merită skin-ul ăsta, pentru că este primul skin pe care am putut testa mai așa. Da, se merită. Acum și părerea voastră contează dacă vă place sau nu. Frate, la ceva nu am de zis, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi, nu e de data viitoare. Pa, pa!